9 mai s-a transformat în ziua porților deschise la Curier TV. Copii și adolescenți au venit în vizită la redacția televiziunii, s-au plimbat de la un compartiment la altul și au pus întrebări. Atât cei mici cât și elevii de liceu de la Palatul Copiilor din Pitești au asistat la o emisiune în direct, au mers în camera de montaj sau au văzut platoul de știri. Și dacă pentru jurnaliștii Curier TV fiecare zi este una plină, acum și cei mici pot spune că au avut parte de așa ceva. Cu toții vor ca mai târziu să lucreze alături de cei pe care i-au văzut la lucru.